Suntem în direct a doua oră de ediție specială alături de primul ministru al României, Ludovic Orban, moțiunea de cenzură, guvernul este interimar. Discutam despre alegeri și toată lumea se întreabă dacă se merge pe planul de anticipate, cam care ar fi data pentru alegerile anticipate parlamentare și pentru locale, cum ar arăta calendarul, cea mai variantă, cea mai pozitivă sau optimistă variantă. În ceea ce privește alegerile locale, este clar că nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 și pe data de 7. 31 mai? Pentru că sunt sărbători rusale. 31 mai și 7 iunie. Și 7 iunie. Nu pot fi organizate. Să organizezi înainte de 31 mai, poți să faci pe 24 mai. E cam devreme pentru că mandatele consiliilor locale și județene expiră la 4 ani după depunerea jurământului. Asta înseamnă în luna iunie? Asta înseamnă în a doua parte a lunii iunie. Ca atare, cel mai probabil alegerile locale vor fi fie în 14, fie în 21 iunie. 21 iunie. Și atunci anticipatele? Cel târziu, 21 iunie, anticipatele depind în mare măsură de două elemente. Viteza în care se derulează calendarul care să permită, din punct de vedere constituțional, președintelui României să dizolve Parlamentul. Perioada minimă este de 60 de zile începând de luni. Și depinde de asemenea de forma finală, pentru că PSD o să se repeadă pe ordonanța de urgență privitoare la alegerile parlamentare, să la modifice. CCR, da. Fie să o atace, nu că da. De ataca la CCR nu poți să o atace decât dacă dorește avocatul poporului. Ori aici să aștepți un verdict al Curții Constituționale, prelungește dezbaterea în Parlament. Păi da. Ei se vor grăbi, după opinia mea, să modifice, pentru că ce-i deranjează cel mai tare pe cei de la PSD este faptul că noi, prin ordonanța respectivă, permitem dreptul tuturor cetățenilor. Adică, dacă cineva are domiciliu în Vaslui, dar lucrează, sau este student, sau se află la un eveniment într-un alt județ, să spunem în Brașov sau în Cluj, el poate să voteze. La în parlamentare. Da, la parlamentare. Adică nu legăm de glie votul de circumscripția în care are domiciliu, de județul. Păi de ce ar deranja pe cei de la PSD? Păi deranjează pentru că asta favorizează votul pentru populația activă, pentru studenți. Studenții, dacă sunt în sesiune, mai degrabă sunt în localitatea în care studiază și nu în localitatea de domiciliu. Da, la sfârșitul lunii iunie, da. Și dacă nu se pot întoarce, dacă sunt în sesiune și mai ales au examene în perioada respectivă, puțin se întorc să voteze la ei acasă, în orașul, în comuna din care aici va fi un efort logistic extraordinar, pentru că în fiecare județ acolo noi am prevăzut poate să fie listele din toate județele. Niște termene un pic mai reduse în ordonanța de urgență. De ce am plecat de la condițiile reglementate în Constituție? Pentru că în Constituție spune foarte clar, din momentul în care președintele dizolvă Parlamentul, alegerile trebuie organizate într-o perioadă de maximum 90 de zile. Și atunci, ca să ne asigurăm că se respectă acest termen, am redus niște termene în ceea ce privește. Deci, în funcție de calendar, anticipatele se pot face în iulie, în iunie, ne putem întinde până în august? Se pot face în iunie. La sfârșitul lunii iunie. Aproximativ, în perioada 15-30 iunie. Intenționat să lipiți datele de alegeri pentru locale și aici trebuie analizată, pentru că a fost emisă o decizie a Curții Constituționale și trebuie să vedem exact motivarea din decizie. Bun. Am văzut declarația domnului Ciolacu, spunea că mâine o să conteste desemnarea dumneavoastră la Curtea Constituțională. Se poate așa ceva? El poate, dacă vrea să se facă de râs.
Nimic nu-l poate împiedica nici pe președintele PSD și nici pe PSD în ansamblu să facă dărți. Dar asta e problema lor, nu e problema mea. Dar tehnic se poate face chestia asta sau eu doar de declarație? V-am spus că avem act de cojocul lor și în cazul în care încearcă să boicoteze, deși vă spun, presiunea opiniei publice va fi extrem de mare asupra PSD-ului, inclusiv susținători de ai lor nu vor accepta un joc penibil de boicot al procedurii de investire a guvernului. Dar, repet, aici și aici am gândit o soluție pentru a putea preveni sau da un răspuns eventualului boicot pe care ei se gândesc astăzi și de altfel au și anunțat public că îl fac. Deci acum am văzut că părerile sunt diverse, că sunt unii viteji din PSD care spun că nu ne temem de anticipate. A greșit Stănescu, l-a admonestat domnul Ciolacu după aceea, domnul Stănescu, secretarul general interimar. Domnule Orban, au trecut aproape 3 luni și puțin de guvernare și ați promis la intrarea în mandat depesedizarea și că veți spune adevărul despre guvernarea PSD. N-am văzut încă audituri făcute de miniștrii cabinetului dumneavoastră și este așa o, cum să vă spun, un semn de întrebare că nu s-au lămurit niște lucruri. Adică senzația a fost că ați intrat în guvernare, ați început să guvernați și partea asta de decont, cum ar veni, decont al guvernării PSD, n-a mai fost făcut în spațiu public. Pe orice situație pe care am găsit-o, am prezentat-o public. Vă dau un exemplu. Neamț. Da. DN15, încredințare directă a unui contract către o companie. 80 de milioane de euro. Către o companie. Toată documentația este trimisă la organele competente. Multe, sunt multe astfel de situații. A fost o perioadă foarte intensă, cu foarte multe evenimente, cu foarte multe decizii care a trebuit să le luăm și pe care le-am comunicat prioritar. Pe de altă parte, orice neregulă, orice ilegalitate pe care am identificat-o, ea a fost transmisă spre cercetare. Nu a ezitat niciun ministru în privința asta. Cei de la PSD au început să vă acuze că veți abroga, veți amâna creșterea pensiilor din septembrie și că, de fapt, miza acestor anticipate ar avea legătură cu pensiile. Miza acestor anticipate este dată, repet, de obiectivul nostru fundamental de a asigura o guvernare stabilă, competentă, o bună guvernare a României, care să poată să implementeze cu viteză maximă toate reformele necesare pentru modernizarea statului, pentru modernizarea sistemelor publice, pentru digitalizare, pentru susținerea obiectivelor de investiții în infrastructură, pentru refacerea, recâștigarea credibilității în fața mediului de afaceri, a investitorilor, a partenerilor externi. Cu actualul Parlament nu se poate lucrul ăsta. Ăsta este adevărul. Nu poți să construiești pe nisip sau pe mâl. Pe apropo de pensii. Îți trebuie niște piloni extrem de solizi pentru a putea construi. Deci, iar ceea ce vrem noi este profund democratic. Ce vrem noi? Vrem ca puterea să revină din nou în mâna oamenilor. Pentru că Parlamentul este un organ reprezentativ. Deținătorii puterii efective sunt cetățenii români. Noi vrem să dăm puterea cetățenilor să-și aleagă un Parlament care să-i reprezinte corect. Nu ceea ce există astăzi în Parlamentul României, dominat de o majoritate care este provenită, cum am spus eu, din pixul lui Dragnea. Unii spun că e mandat de 4 ani și să rămână pe mandatul de 4 ani și pe aceea să merge la cetățeni. Pe de altă parte, în alte fiecare democrații... Fiecare zi în care acest Parlament este în funcțiune poate să prilejuiască decizii care să creeze mari dezavantaje României și care să genereze efecte negative pentru viața de zi cu zi a românilor. În orice moment te poți trezi că Parlamentul ăsta îți mai votează vreo lege care nu e aplicabilă, pentru care nu există resurse și care îți creează extrem de mari probleme în actul de guvernare. Deci nu e vorba de o poftă noastră, o ambiție de-a noastră. Este un demers profund democratic, care e în interesul României, pentru că interesul, după părerea mea, al României astăzi este ca
toate instituțiile statului să colaboreze loial în beneficiul cetățeanului pentru a atinge niște obiective fundamentale ale României. Deci nu se pune în discuție vreo secundă chestiunea legată de pensiile speciale, în prorogarea lor. Privința pensiilor, nu, pensiile speciale reprezintă altceva. Pensiile, vom pensiile din și chestiunea pensiilor speciale din septembrie, în cazul în care la Curtea Constituțională nu va fi considerată constituțională adoptarea lor, pentru că și aici trebuie făcut curat. Aici, întotdeauna, poziția noastră a fost clară, că noi susținem principiul contributivității ca principiul care să stea la baza calculului pensiei, cu excepția pensiilor cadrelor militare, care sunt pensii de serviciu, care se calculează nu numai în România, în toate țările NATO, după un alt sistem. Pentru că toate cadrele militare sunt în serviciu țării toată viața lor. Bun, deci pensiile din septembrie nu... Noi am alocat banii necesari în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurării sociale de stat, banii necesari pentru a suporta această creștere. Acum, sigur că nu poți să fii lipsit de responsabilitate. Trebuie să urmărim evoluția economiei, trebuie să urmărim dinamica încasărilor la bugetul de stat și la bugetul asigurării sociale de stat. În ce măsură reușim ca, pe măsură ce crește economia, să îmbunătățim colectarea fondurilor, astfel încât când poți să mărești pensiile dacă n-ai bani să plătești. E obligatoriu să corelezi creșterea pensiilor cu capacitatea de a putea plăti nu pe anul ăsta, ci pe termen mediu și lung pensiile respective. Că altfel degeaba le mărești dacă nu poți să n-ai resurse să le plătești. Sau să te împrumuți să le plătești. Sau asta, și asta în condițiile unui echilibru bugetar, pentru că permanent trebuie să te gândești că resursele de care dispune statul, guvernul, trebuie alocate către toate direcțiile importante pentru finanțarea marilor sisteme publice, sistemul de educație, sistemul de sănătate și mai ales trebuie mărită suma alocată pentru investiții. România are nevoie ca de aer, de accelerarea investițiilor în infrastructura de transport, în infrastructura energetică, în infrastructura de comunicații, în infrastructura care este extrem de importantă pentru sănătate și pentru educație. Poți să risipești banii numai în subvenții, numai în salarii în sectorul public sau numai pentru plăți sociale sau că îți plătești ajutoare sociale și alte forme de astea. Toate resursele publice trebuie gândite într-un echilibru astfel încât ele să permită atingerea obiectivelor pe care ți le stabilești. Apropo de împrumuturi, da, domnul Câțu este atacat. Practic, de ce ne împrumutăm, domnule prim-ministru? Ne împrumutăm pentru că politica bugetară a guvernelor PSD au generat deficite foarte mari. Atunci când ai deficit... Pe ce domenii? Atunci când ai deficit, nu, sunt cheltuieli mai mari decât veniturile. Asta înseamnă deficit. Deci ei au generat cheltuieli pentru care nu există venituri. Asta se simte în deficit. Ați văzut că am încheiat anul trecut cu 4,6 pe cash și cu sub aproape 4% pe ESA, pe sistemul și de cât o să mai dureze situația asta? Pentru că, bun, repet, da, domnul Câțu este atacat, se împrumută mai mult decât, adică a devenit un titlu de glorie. Orlando Teodorovici zice, domnule, da, eu nu m-am împrumutat chiar așa. Domnul, adică genul ăsta de discuție se poate. Adevărul. PSD, fără să construiască o autostradă, fără să construiască un spital regional, fără să construiască o rețea importantă energetică sau o investiție importantă în domeniul energiei sau în orice alt domeniu de activitate, s-a împrumutat în 3 ani de guvernare cu 225 de miliarde. De lei? Da. Este incredibil. E acum țipă... Și unde s-au dus banii ăștia? E acum țipă că noi am ieșit pe piața internațională să credităm, păi dar suntem obligați să luăm creditele astea pentru că ei au generat niște cheltuieli pentru care nu există venituri bugetare. Plus că pentru că au creat un deficit care trebuie finanțat. Te-ai plătit dobânzii la banii ăștia. Iar dacă comparăm, păi Câțu s-a împrumutat cu 3,36 față de împrumutul PSD din martie anul trecut, s-au împrumutat cu 4,6. Adică e o
scăderea costurilor a dobânzii la care ne-am împrumutat. Și cât vom merge în sistemul ăsta ca să ne împrumutăm, să plătim deficitele, să plătim dobânzile, diversele rate la credit? Obligatoriu trebuie să echilibrăm bugetul. Să reducem deficitul, reducerea deficitului se face... Nu e bine să o faci brusc prin politici de austeritate, ci trebuie să o faci prin politici graduale care să raționalizeze cheltuielile, să îndrepte resursele publice spre cheltuieli care să susțină dezvoltarea economică și nu spre cheltuieli care să blocheze dezvoltarea economică. Deci, repet, canalizarea resurselor spre categorii de cheltuieli, cum sunt investițiile, da? Care susțin dezvoltarea economică și, de asemenea, să asigură o creștere economică solidă, astfel încât în maxim 2 ani de zile să revenim cu deficitul sub 3% și să-l menținem deficitul sub 3%. Luați în calcul introducerea unor taxe sau creșterea unor taxe și impozite? În programul de guvernare am spus că nu introducem nicio taxă. Deci o decizie fermă. Fermă, da. Ne-am mai angajat și alte lucruri pe care le-am realizat. Am desfințat supraacciza pe combustibil și deja se și vede în prețul la pompă. Românii economisesc în fiecare lună, consumă mai puțin bani pentru a alimenta mașinile cu care se deplasează. Firmele de transport au luat o gură de oxigen pentru că flota, din cauza marjei de profit foarte mică provocate de reintroducerea supraaccizei de către PSD, a generat o îmbătrânire fizică și morală a flotei. Foarte multe firme de transport au o gură de oxigen în momentul de față pentru că au costuri mai mici pentru asigurarea serviciului de transport. Inclusiv e un factor care se transmite și care reduce inflația, pentru că scade costurile cu transport pe fiecare produs și serviciu care este realizat. Măsura asta de reducere a supraaccizei e o măsură pe care ne-am angajat și pe care am luat-o. Am anulat supraimpozitarea part-time-ului, am desfințat definitiv split account TVA, am anulat toate taxele aberante care au fost introduse prin ordonanța 114. Și aici a fost o întreagă odisee. Noi ne-am angajat răspunderea alături de legea bugetului de stat și de legea bugetului asigurării sociale de stat și ei n-au atacat legea bugetului de stat și legea bugetului asigurării sociale de stat, dar ne-au atacat legea de corectare a ordonanței 114. În care dar de ce a deranjat așa de mult? În primul rând că am anulat toate aberațiile lui Bulcov și Orlando. Taxa pe energie, taxa pe comunicații, taxa da, pe... E ceva neregulă și-a apărat proiectul de lege, dar credeți că e ceva se mai mult? Apere, deci, la mijloc? Plafonarea prețului de vânzare pentru producător. Deci au plafonat prețul de vânzare pentru producător, în schimb producătorii de energie, de gaz și de energie electrică, ca să scoată pârleala să mențină profitabilitatea, au crescut prețurile către industrie, către economie. Distribuitorii au avut de câștigați, intermediari. Scăzând competitivitatea, nu că nici distribuitorii n-au câștigat, furnizorii până la urmă au câștigat. Da. Distribuitorii n-au câștigat. De ce? Pentru că lor le-a apărut o taxă suplimentară. Iar tarifele de transport și de distribuție sunt tarife reglementate. Nu sunt niște tarife, deoarece ei au o poziție de monopol. Și din cauza asta tarifele sunt reglementate ca atare și profitabilitatea companiilor este dependentă de reglementarea pe care o face ANRE privind tariful de transport și tariful de distribuție. Dar problema care a fost? Toate costurile s-au dus pe economie. Au crescut costurile cu energie electrică și costul cu gaz la niște prețuri absolut fabuloase, care nu au niciun fel de explicație rațională. Iar aici, încă o dată vă spun, aici, în mod normal, ar fi trebuit să existe o cercetare concurențială, pentru că, de exemplu, în electricitate, cei mai mulți producători sunt în proprietate publică, în proprietatea statului. Hidroelectrica, Romgazul, da. Și a existat o tendință de aliniere la cel mai mare preț, care cel mai mare preț e la energia electrică produsă pe cărbune care plătește și certificatele de CO2 și care le au un preț foarte mare. Și aici trebuie să ai foarte mare grijă, cu atât mai mult cu cât energia care este produsă eolian, energia pe bază de energie solară, pe bază de energie eoliană,
nu ți asigură un flux constant. Iar noi, din păcate, spre deosebire de alte tipuri de economie, noi avem o mare cantitate de energie care este cumpărată de consumatorii de energie de pe OPCOM, piața pentru ziua următoare, nu prin contracte pe termen mediu și lung. Sigur că s-a ajuns în situația asta pentru că în contractele pe termen mediu nu au existat niște oferte serioase, plus că a existat o, cum să spun, un anumit subiectivism în ceea ce privește stabilirea prețului în funcție de producătorul de energie, de unde cumpere energie electrică. Iar sistemul ăsta de subvenționare, care funcționează și în energie termică, și în energie electrică, și în gaz, în care toți cetățenii beneficiază de un preț redus, nu este un sistem drept. Pentru că nu e normal ca dumneavoastră sau eu sau alții care câștigă decent, sume decente, au venituri destul de mari, să fie protejați prin prețul reglementat, în mod normal. Doar cei care au venituri, care se află în situații defavorabile, care au venituri foarte mici, doar ei trebuie să fie subiecții unei protecții sociale prin subvenționarea unei părți. De-aia ne-am angajat și la capital e la fel, subvenția pentru diferență de preț. Și de asemenea, taxa de cogenerare care o plătesc toți consumatorii, care în mod normal trebuia folosită pentru a investi în modernizarea ceturilor care produc energie în sistem de cogenerare, dacă au fost dați fără niciun fel de condiționalitate, practic se duc și afectează egal pe toți cetățenii. Nu e normal. Bun, vă propun să discutăm despre alegerile locale care bat la ușă. Ele sunt o certitudine. Dacă anticipatele, vedem ce se vor întâmpla cu ele, localele nu pot fi amânate. A spus undeva 14-21 iunie, așadar alegeri locale în România. La 1 martie veți prezenta cel mai probabil lista de candidați, propune dumneavoastră. Veți face alianțe punctuale cu cei de la USR sau cu alte partide în țară? În general, apropiați de noi, au fost în perioada asta două partide care am făcut opoziție împreună, care ne-au sprijinit. Nu resping posibilitatea unor înțelegeri locale. Dar noi vom nu la avea, nivel național, ci punctual. Noi vom avea cercetări sociologice pe fiecare județ, pe fiecare municipiu, reședință de județ și pe marea majoritate a localităților. Pentru a ști foarte clar agenda cetățenilor din fiecare comunitate locală, care sunt principalele probleme care trebuie rezolvate din perspectiva cetățeanului, pentru a ști foarte clar în programele de guvernare locală, să știm ce probleme atacăm, la ce probleme oferim soluțiile în funcție de prioritățile pe care le au locuitorii din fiecare comunitate locală. Evident că testăm potențialii candidați care avem, astfel încât să ieșim în competiția electorală cu cei mai buni candidați, candidații care se bucură de cea mai mare încredere, care sunt percepuți. Avem și un studiu de profil, corectitudine, pricepere, spirit managerial și așa mai departe. Deci, pentru a stabili portretul robot al primarului pe fiecare localitate și, evident, care beneficiază de cea mai mare intenție de vot și cel mai mare potențial de creștere. Dacă vom constata, să spun, într-o localitate că e potrivită o înțelegere pe care să o facem, fie cu unii, fie cu alții, noi nu vom bloca o astfel de înțelegere. Dar, pentru mine, ca președinte al Partidului Național Liberal, obiectivul fundamental este ca Partidul Național Liberal să câștige alegerile locale la o diferență consistentă față de PSD, să batem PSD-ul peste tot unde este posibil acest lucru. Bun. Revenim la București, da, unde, într-adevăr, situația este mai specială. Dacă rămâne votul într-un singur tur, așa cum se pare, practic, vocile și din zona USR ale lui Nicușor Dan și altora spun că trebuie făcută, practic, o mare alianță politică de dreapta pentru București ca doamna Firea să fie învinsă. Așa este sau sunt mai mult speculații politice? Deci Gabriela Firea poate fi învinsă? Am făcut sondaje în București
în ultimii 2 ani. Primarul actual a fost într-o scădere constantă. Pe măsură ce se apropie de finalul mandatului, părerea mea e că trendul descendent va continua și eu am convingerea că firea nu mai are cum să câștige alegerile în București. Deci nu e nevoie neapărat de o alianță a tuturor împotriva... Acum suntem în curs de realizare a unei cercetări sociologice ample, cu reprezentativitate pe fiecare sector. Avem, cred că e cercetarea făcută pe aproape 5.000 de subiecți, care e o cercetare care ne va da o fotografie cât se poate de fidelă a momentului și în funcție de asta, evident, vom lua decizia legată de strategie. Vrem să vedem și candidații, atât candidații noștri, cât și potențialul altor candidați. De asemenea, sigur că ne interesează foarte mult și problematica, prioritățile, și dacă iese cele mai mari. Un candidat stă mai bine decât candidatul dumneavoastră? Dintre cei măsurați? Să nu ne pripim, o să luăm o decizie când vom avea o imagine foarte clară. Doamna Violeta Alexandru, ministrul Muncii, știu că este măsurată. Rareș Bogdan, deși spunea acum câteva săptămâni că nu vrea să fie măsurat, Ciprian Ciucu și un al patrulea nume? Mai avem 5 am măsurat. 5? Ne puteți spune următoarele 2 nume? Aș prefera să nu vă dau numele. Ca să-i protejez, pentru că ei au intrat în sondaj, iar dacă nu vor fi desemnați, poate să fie, cum să spun, un efect negativ asupra imaginilor, dacă ei am introdus în sondaj și ei nu vor fi desemnați. Ați înțeles? Da, am înțeles. Bun, dar aceste 3 nume sunt validate, da? Doamna Alexandru, Rareș Bogdan... Nu le neg, că ele au fost atât de clar prezentate public, încât nu pot să le neg. Dumneavoastră v-ați măsurat pentru o eventuală candidatură la primăria capitală? Eu m-am măsurat cu parametri obișnuiți. Notorietate, încredere, de asemenea grad de satisfacție față de modul în care exercit funcția de premier. Și nu o să ca avem... și candidat la primărie. Nu. Deci ca prim-ministru. Bun. Le faceți publice aceste date sau sunt de uz intern? Știți că nu am făcut publice cercetările noastre sociologice. Cercetările sociologice pentru un partid serios sunt necesare pentru a fundamenta decizia de politici publice, pentru a fundamenta decizia politică, pentru a fundamenta decizii care sunt legate de persoane, de exemplu, înainte de a decide să îi propunem domnului Rareș Bogdan să fie candidat pe primul loc la alegerile europarlamentare, noi am testat mai mulți potențial candidați care să candideze din partea Partidului Național Liberal și evident că rezultatele cele mai bune, adică potrivirea cea mai mare, era o potrivire pe electorat, a fost în cazul lui Rareș Bogdan și atunci decizia a fost să-l invităm pe Rareș deci Bogdan. Deci măsurați candidat. Mai multe vedete, să înțeleg, sau jurnaliști? În general, sau... în general măsurăm în general, oameni afini care ne sunt apropiați ca și gândire, ca în exprimarea publică, chiar dacă ei nu sunt membrii PNL. Da, interesant. Bun, deci... Dar nu dăm publicității, pentru că încă o dată... Nu discutăm despre sondaje, pentru că, vedeți, mulți colegi de-ai dumneavoastră sunt puțin tensionați, să spun așa, să nu se repete scenariul prost pentru PNL din 2016, când dumneavoastră v-ați retras din cursă, după care a fost o sarabandă de schimbări de candidat. Să ne aducem aminte că nu m-am retras de bunăvoie. M-am retras pentru că a început urmărirea penală pe un dosar în care am fost achitat și de instanța de fond și de instanța de apel de la Înalta Curte de Casație și Justiție. M-am retras pentru că așa am considerat necesar. Atâta timp cât plana asupra mea în percepția publică această suspiciune că aș fi putut face vreo faptă, am preferat să iau o decizie clară, radicală, astfel încât să pot să arăt adevărul în timp. Și s-a văzut că decizia mea a fost o decizie bună, chiar dacă, sigur, PNL n-a câștigat primăria capitală. Așa, privind retrospectiv, ați fi câștigat acele alegeri? La cum... Sigur,
Sigur că șansa de a câștiga alegerile era foarte mare, depindea de, în strategia gândită, depindea de confruntare. Dacă aș fi reușit să o aduc pe Firea, candidatul PSD, față în față, evident că această confruntare ar fi putut să determine câștigarea alegerilor. Pentru că între gradul de cunoaștere al problematicii, calitatea soluțiilor, profesionalismul echipei pe care îl aveam, puterea de a da soluții care să stea în picioare și nivelul redus de cunoaștere care a rămas și acum. Și acum primarul general al Capitalei este mai mult un purtător de cuvânt, e mai mult un speaker, un promotor de imagine decât primar. Nu e un primar care să știe care sunt problemele și cum pot fi rezolvate problemele. Deci, aici, un de asta manager, spun că... Un manager de zi cu zi. E suficient să te uiți la starea proiectelor. Pe de asta, acum, cu toată simpatia, doamna Violeta Alexandru vine din zona de ONG, din zona activismului. Rareș Bogdan, da, într-adevăr, este... Da. Este o personalitate, bun vorbitor, domnul Ciprian Ciucu. Eu nu prea văd managerul liberal care să câștige primăria. Doamna Violeta și Alexandru să... a fost director executiv la Pro-Democrația. Așa este. După aia a fost director executiv la Institutul de Politici Publice. Așa adică este. Au generat evaluări, analize, da, dar da. La primăria și propuneri este de politici cu Radet, publice cu țevile, cu și propuneri de cu autobuzele, politicile cu... publice înseamnă cum asigur un sistem de furnizare asta... a energiei termice eficient care să permită calitate, un raport calitate-preț foarte bun pentru oameni. Asta înseamnă o politică publică în domeniul furnizării energiei termice. Așa este, dar până atunci trebuie plus să... Doamna ministru Violeta Alexandru este la al doilea, sigur, nu mandat de 4 ani. A mai fost ministru pentru dialog social și acum este ministrul muncii. Deci o vedeți un... Este un potențial candidat. Nu, un potențial candidat, dar pe profilul ăsta toți de manager. Toți candidații. Profilul ăsta de manager, adică om, sunt multe de făcut în București, e multă muncă tehnică vorbind, adică, repet, e cu salubritate, e cu Radet, cu țevi, cu căldură, infrastructură cu... de transport, da, infrastructură, cu infrastructură cu... subterană. Ați văzut că doamna Firea v-a atacat, v-a spus că lasă gărdulețele de la tramvaie, că să... Ce ați avut cu gărdulețele? Deci o decizie mai idiotă decât aceste garduri nu cred că putea fi luat. Dar care e sensul? Pentru protecție sau care, zicea nu doamna? Cred că a avut de la cine să cumpere gardurile. Că și alea garde costă. Și gărdulețe, da. Și alea costă. Nu, să nu credeți că sunt luate gratis. Că nu pot să funcționeze. Sigur că unde ai drumuri de viteză, drumuri expres, de asta faci niște separatoare de sens. Pe autostradă, pe, sau cum e pe DN1, faci niște separatoare de sens pentru a reduce riscul de accidente. Acolo cu gardurile alea sunt, creează numai dezavantaje. Probabil după incidentul cu... acel în trafic cu BMW-ul, probabil că de acolo a venit ideea cu gărdulețele, nu? Ceva de genul ăsta. Oricum, e bună observație. Ele costă și trebuie cumpărate ele de undeva. Ele costă și nu au alt rost decât de a încurca și mai mult circulația. Domnul Tudorache... Înțeleg să faci garduri dacă ai o structură de tramvai care nu permite folosirea benzii de tramvai de către mașini, de către autoturisme. Dacă ai de tip tren, da? Cum e, de exemplu, pe tramvai 41, pe linia de tramvai 41, sau cum au făcut pe Pantelimon. Dar atâta timp cât ai structura de tramvai pe o infrastructură care permite circulația, îți faci garduri, e o prostie, vă spun sincer. Nu da. Există. Apropo de CFR... Aici s-a promis bandă cu dedicație pentru transportul public și pentru salvări, vehicule utilitare, salvări, pompieri, eventual chiar și în Paris, de exemplu, au permis și bicicliștilor să circule pe bandă cu dedicație în care se circulă numai transportul public, nu s-a făcut nimic. Luăm o scurtă pauză. Mai mult ai mai și omorât o posibilă variantă de fluidizare. Nimic din obiective
cifrele de investiții necesare pentru îmbunătățirea traficului nu s-a realizat. Sistemul de management al traficului nu funcționează. Există un sistem de management al traficului pe care s-au băgat 20 ceva de milioane de euro, care presupune comandarea. Nu, nu funcționează, pentru că trebuie să-i faci mentenanța sistemului respectiv. Deci de ce nu plătești? E un contract de mentenanță în care trebuie administrația străzii. Acum nici nu mai e, nici mai știi cum e societăți, administrații, e varză tot. Nu mai știe stânga ce face dreapta la primărie. Deci nu funcționează, da? Fluidizarea pe inelul de circulație. Mihai Bravu, inelul circula tot. Nimic. Nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește fluidizarea pe primul inel. Inelul 2, dezvoltarea inelului 2. Știți, de exemplu, că podul din prelungirea lui Nicolae Grigorescu peste Splaiul Independenței este parte din acest inel 2. Pasajul de pe doamna Ghica, care trebuie să treacă peste Colentina, este de asemenea parte din inelul 2 de circulație. Văd că cunoașteți foarte bine problemele București. Deci, veți fi un trainer bun, un profesor bun pentru viitor. Orice candidat la primărie din partea Partidului Național Liberal va primi din partea mea toate cunoștințele, tot know-how-ul și toate soluțiile pe care... De altfel, nu sunt secretul polișinal. Sunt niște soluții care sunt cunoscute. Păi și atunci, de ce nu le-am implementat de 4 ani? Găurile negre ale Bucureștiului. Și astăzi avem găuri negre. E zona aia de la Biblioteca Națională. De pe dreapta, de pe Bulevardul Unirii. E o zonă urâtă acolo, da. Pe aia să ai o asemenea valoare, atâta spațiu biran, în buricul târgului și tu să-l ții de 20 ceva de ani, să nu fii în stare să faci nimic pe el, să-l ții ca o gaură neagră. Ai lacul Văcărești, iară un areal formidabil unde s-ar putea face ceva cu totul și cu totul spectaculos. Sunt și proiecte foarte interesante acolo. Și ăla, o gaură neagră, o împuțiciune, o mizerie. Păi sunt ai casa niște radio, ai casa radio și acolo, tot în buricul târgului, o zonă superbă pe care ai putea să o dezvolți urbanistic, cu singura condiție, să ai un proiect, să ai capacitatea de a deschide porțile unor investitori serioși cu care să poți să realizezi proiectele respective. Ai frumuseți care nu le folosește. Gândiți-vă ce frumos ar fi dacă s-ar face piste de biciclete de-a lungul lacurilor salbei de lacuri din nordul capitalei. Dacă ar exista posibilitatea să se tranziteze cu vaporașul toate... Inclusiv era o idee la un moment dat să face o telegondolă care să tranziteze lacurile din nordul capitalei. Deci, ca în alte orașe europene, cum e la Barcelona. Îți dă un caracter de unicitate. Nicio altă capitală europeană nu are. După aia, povestea cu praful. Cea mai mare poluare în București e poluarea cu praful. Nu poți să o rezolvi, pentru că îți vine tot praful din Bărăgan. E oraș de câmpie. Nu ai. Trebuie să faci centura verde a capitalei. Asta este. E un proiect care există de mult. Nu sunt noutăți. Problema e că nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar patinarul Flamaropol n-a fost în stare să... S-a blocat și ăla, patinarul Flamaropol. Pe unde merg eu la capătul Pantelimonului, când a venit firea, mi-a apărut o placă, Park and Ride Pantelimon. Acolo trebuia numai să rezolve capătul tramvaiului. E lângă Cora Pantelimon. Dom'le, nici astăzi, dar acum sunt niște utilaje care lucrează, așa, pe ultima sută de metri s-au apucat să lucreze, dar 4 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Străpungerile din autostradă, că există, proiecte care, ăsta au fost în studiu GEICA, din A1 și din A2, care să permită splitarea traficului, să nu-ți vină tot traficul pe Iuliu Maniu, să ți se descarce și pe Splaiul Independenței. Astfel încât să splitezi traficul, să nu sufoci anumite rute de transport. Și asta, pasajul este... Nu înțeleg, sincer, acum nu pot să înțeleg cum să nu faci nimic, doamne. Chiar nimic în materie de obiective. Prelungirea Ghencea, al nu știu câtele ani, prelungirea Ghencea este începută, documentația tehnico-economică cred că a fost aprobată în 2006 sau în 2007, când eu eram viceprimarul capitalei și nu s-a făcut nimic pe prelungirea Ghencea și pe pasajul de la intersecția între prelungirea Ghencea și centură în drumul spre Domnești. Bun. Ați văzut că Tudorache de la sectorul vrea să facă un mare spital de... Centura feroviară, nu poți să... Ai un asemenea avantaj. Deci tu ai o infrastructură, da? Eu am descoperit în 2007
faptul că ai această posibilitate de a face o centură feroviară. Deci dacă tu modernizezi centura feroviară și stațiile și asiguri și legături, tu poți să degrevezi o mare parte din traficul din zonele marginale București-Ilfov, să poți să utilizezi centura feroviară. Și ăsta e un proiect. Nimic. Nimic, nimic. Zero, zero, zero peste tot. Bairamuri, sifonarea banului public, societăți în care și-au angajat clientela politică, care papă banii degeaba, care nu produc nimic pentru București, în schimb au creat, cum să spun, probleme uriașe furnizorilor de servicii sau companiilor care produceau în domeniile respective, dar festivism, gargară cât în cape, fițe, nimic concret, nimic substanțial. Pierd banii, primăria capitalei, practic pot să vă spun că și pierdut banii, 178 de milioane de euro pentru modernizarea rețelelor primare Radet, să mai crească cât de cât eficiența. Păi de ce s-au pierdut banii europeni? Banii pentru incinerator sunt ca și pierduți, pentru că nu au fost realizate proiectele. Cu domnule ministru, cum se pierd? Odată ce ai angajați, ai oameni care să muncească, să depună... Se pierd pentru București. Poate reușim să-i folosim în alte tipuri de proiecte, dar pentru București se pierd. N-au făcut hârtiile la timp? Păi din trebuie să pregătească din ce toate documentațiile, trebuie să pregătești cererea de finanțare. Iar cererea de finanțare nu poți să o depui așa ca vodă în lobodă, fără să îndeplinești toate cerințele de la nivel european. Deci trebuie să pregătești foarte serios documentația. Vă văd foarte bine documentat pe subiectul București. Cine știe, poate veți ajunge să candidați. Cum spunea și... Asta este o speculație. Este o speculație. Scurtă pauză comercială și revenim pentru o concluzie în această seară. Mai sunt multe de discutat. Rămâneți alături de noi. Orban, așadar, mergeți în continuare cu aceeași listă de miniștri. Domnule Orban, așa ne-ați spus. Din punctul meu de vedere, sunt mulțumit. E o diferență ca de la cer la pământ între miniștrii noștri și miniștrii care au populat ministerele cu amendamente, în ultimii ani. Unii dintre ei nu comunică foarte bine, probabil că mai au... Fiecare are felul lui de comunicare. Unii sunt obișnuiți să comunice mai mult pe online, alții comunică direct, nu au numai comunicare instituțională, dar am și avut mai multe discuții pe tema asta, care am stabilit câteva lucruri. Trebuie să comunice constant cu mass media, chiar dacă folosesc comunicarea online. Sigur că s-au îmbunătățit clar criteriile privitoare la transparența activității ministerelor pe care le conduc, a unor structuri din subordine. Dar trebuie să fie mai activ în comunicare, ar fi interesant să se ducă inclusiv să participe, dacă invitați la dezbateri televizate, astfel încât să poată să răspundă. Să-și publice agenda de lucru. Evident, sunt unii miniștri care fac lucrul ăsta. Da, eu public agenda. Sigur, nu chiar toate întâlnirile, că sunt unele întâlniri care nu pot să... Chiar în ziua în care a căzut guvernul, s-a deblocat și marele proiect de infrastructură Brașov-Sighișoara pe cale ferată. În sfârșit. După 3 ani de zile. Acolo exista un risc major de a pierde bani din o finanțare europeană pe Connecting Europe. 700 și ceva de milioane de euro. Mă bucur enorm pentru că se poate semna contractul și poate să înceapă acest proiect. E vorba de 2 tronsoane, Brașov-Cața și Apața-Sighișoara, de pe coridorul paneuropean feroviar care face legătura între Portul Constanța și Curtici, pe care trebuie să-l modernizăm astfel încât să asigurăm tranzitarea de la est la vest și de la vest la est cât mai rapid, pe cale ferată. Bun, mergând mai departe... Aici, apropo de ordonanțe, am adoptat o ordonanță de urgență privitoare la simplificarea licitațiilor, în care sunt mai multe etape. Pregătirea documentației reglementată, controlul ex ante, care este exercitat de ANAP, Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice, pe care l-am limitat la 15 zile, iar în cazul în care în 15 zile nu este aprobată documentația sau nu sunt transmise observațiile la documentație, practic se consideră
documentația de licitație aprobată. Am stabilit termene limită privitoare la derularea procedurilor efective de licitație până la adjudecare. 20 de zile pe proceduri de licitații în proiecte simple și maxim 60 de zile proceduri de licitații. Asta pe proceduri. Știți în că se contestă proiecte complexe. Companiile între ele. Am introdus să inhibăm contestațiile, taxă, da? Da, să inhibăm contestațiile, adică obligația de a depune o sumă de bani. Cu garanție. Și dacă ai o sumă de bani, iar dacă ai pierdut contestația, pierzi banii. Nu faci tu joc de proiectele României contestând la nesfârșit fără niciun fel de motiv, numai că vrei tu să contești. De asemenea, am introdus înființarea completelor specializate la nivelul curților de apel. De asemenea, am introdus sancțiuni pentru funcționari implicați în procedurile de licitație în cazul nerespectării termenelor și inclusiv sancțiuni pentru magistrații. De la avertisment până la alte sancțiuni în cazul în care nu sunt respectate termenele. Știți, era o situație la compania de drumuri unde nu răspundeau la hârtii de luni, de zile. Nu se poate ca... Păi tocmai asta, numai de ei fac cereri de clarificare. Da. Așa, de nu le convine... Iau hârtirile, deci, bagă în birouri, da, trebuie să răspund la hârtii. Da, au venit ofertele, nu le convine și mai trag de timp, mai fac niște cereri de clarificare, mai tergiversează adoptarea. Sunt suspendat de licitație aici. Managementul tuturor procedurilor, de la lansarea unui proiect până la finalizarea lui, trebuie să fie foarte clar reglementat. Pe proceduri de licitație, pe termene contractuale, pe realizarea studiului de fezabilitate, pe termene contractuale de realizare a proiectării, a execuției. Aici nu mai putem să ne permitem tratamentul care exista cel puțin în ultimii trei ani, dar nu numai în ultimii trei ani, din păcate o lungă perioadă de timp în România. Managementul proiectelor mari trebuie să fie un management muc și sfârc, care să zbârnie, în care trebuie învins orice obstacol, pentru că, din păcate, trebuie să vă spun că 3/4 din obstacolele în derularea proiectelor pleacă din sistemul public. Fie de la echipa care se ocupă de implementarea proiectului respectiv, fie de la alte instituții publice. Mulțumesc pentru prezență, domnule Orban. Sper să ne revedem la investirea sau poate înaintea alegerilor. Și precum am spus, România e pe mâini bune, guvernăm, rezolvăm problemele oamenilor, împingem înainte toate proiectele și eu sunt convins că vom avea alegeri anticipate. Mulțumesc pentru prezență. Rămâneți pe BN TV, o seară bună în continuare, urmează știrile nopții. Ne vedem mâine de la ora 21 pentru o săptămână politică tot așa de foc. Numai bine!